Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Sistemul de deservire a cardurilor și cel de deservire la distanță al unei bănci comerciale din țară a fost reactivat în această dimineață după ce joi seara a cedat. Problema a fost remediată abia după o noapte. Reprezentanții instituției bancare au scris pe rețelele de socializare că totul s-ar fi întâmplat din cauza unei erori de funcționare a unui echipament. Din acest motiv, sute de clienți nu au mai putut să își achite cu cardul cumpărăturile în magazine și nici să scoată bani de la bancomat. Am încercat să aflăm de la Serviciul de Informații și Securitate dacă ar fi vorba de un atac cibernetic, însă reprezentanții instituției nu ne-au răspuns la telefon. Tot joi, SIS-ul a anunțat că a stopat activitatea unui hacker care a încercat să se autorizeze ilegal pe sistemele informaționale guvernamentale. Tânărul de 29 de ani a fugit în regiunea transnistreană și este anunțat în căutare internațională. Cu mai multe detalii la acest subiect revenim mai târziu. Un taximetrist și doi pasageri ai săi au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a derapat de pe șosea, s-a inversat și a nimerit în șanț. Accidentul a avut loc joi seara în apropierea localității Sărata Galbene din raionul Hâncești. În urma impactului, toate trei persoane au fost transportate la spitalul raional Hâncești pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în 24 de ore în țară au avut loc 8 accidente rutiere, în urma cărora 11 oameni s-au ales cu traumatisme. Totodată, 3 pietoni au fost loviți de mașini. Moldova a fost spălată la propriu după ploile torențiale din ultimele zile. Zeci de drumuri au fost acoperite de puhoaie, hectare întregi de culturi agricole au fost distruse, copaci doborâți și acoperișuri deteriorate. De la nord la sud, mai multe localități din țară au fost lovite de năpastă. În unele gospodării, salvatorii au intervenit pentru a pompa apa din beciuri și subsoluri, iar în altele averse le-au făcut prăpăd pe terenurile agricole. Meteorologii nu au vești bune nici pentru următoarele zile. Natura s-a dezlănțuit de-a binelea peste țară. Ploile care nu mai contenesc zile în șir au spălat la propriu mai multe drumuri. Puhoaiele învolburate au năvălit și asupra terenurilor agricole, făcând una cu pământul culturile și așa încă fragede. Un tablou dizolant a fost surprins de localnicii din Merene, raionul Anenii Noi. Ploaia puternică a înghițit ulițele satului. Maria Lungu am găsit-o în ograda nămolită. Deznăjduită, femeia spune că în doar câteva minute munca sa de o primăvară a fost pulberată. Apa i-a nimicit toate legumele. Nu-i nimic în grădină. N-am nimic. Ce am pus, tătă-i distrus. Apa a fost atât de mare încât pensionara s-a speriat pentru viața sa. Apa până aici o pus. Nu putem să ies din ogradă. Deci mă chem de moarte ca să mor. M-a luat apa cu tot și mă duci pe râpă. Viitura a nămolit unele drumuri din sat, iar o mașină abia de mai putea să înainteze prin apa murdară. Aici la mine a intrat pe întrânge acasă. Ce v-a afectat, aduși, domnule? Ce v-a afectat? Culturile. Nu s-a nămolit de tot, eu cred că am să scot o parte din roadă. Dacă te adresezi undeva, cândva, nu poate să vii nici o ambulanță, nici o mașină care să un taxi. Apele învolburate au trecut prin această râpă. Sătenii spun că ea este plină de mizerie. De mai mulți ani și-au cerut autorităților să o curețe, dar în zadar. Astfel, viitura, în loc să se scurgă ușor în albie, s-a revărsat pe drumuri și a ajuns și în grădinile oamenilor. Organizeze să facă drumurile, se fac podurile, se fac curețe râurile. Partea aștia care trăiește pe malul râpii aruncă gunoi și așară și-a doplit podul cu gunoi. Și-a ieșit apa din maluri
A crescut nivelul și aici la mine a intrat până înaintea casă. Primarul localității ridică din umeri și spune că nu știa nimic despre asta. Dacă cunoșteam de această problemă, era să fie acest canal adâncit, astfel încât să nu prezinte pericol de inundații. Și în sudul țării vremea rea a fost nemiloasă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în localitatea Văleni, raionul Cahul, salvatorii au pompat apa în 10 gospodării în care beciurile și subsolurile au fost inundate. Iar în alte sate au fost înămolite mai multe drumuri, ceea ce a dat bătăi de cap șoferilor. Ia ca patanaș, aici cam așa e situația la sud, îi înămol, nu pot să trec, acolo stau vreo 3 mașini blocate, un vnedorojnic încearcă să-i scoată. Iar o gospodărie din Cișmichioi, raionul Comrat, s-a pomenit cu acoperișul casei deteriorat. S-a întâmplat după ce vântul puternic de acum 2 zile a smuls câteva foi de ardezie. Natura s-a dezlănțuit și la nord. În raioanele Ocnița, Soroca Ungheni, Dondușeni și Sângerei, mai multe hectare de culturi au fost afectate. Comisiile pentru situații excepționale estimează pagubele materiale. Și în capitală s-a simțit puterea vremii. Doi șoferi din sectorul Botanica s-au trezit cu automobilele avariate. Vântul puternic a rupt ramurile grele ale arborilor și le-a doborât peste mașinile parcate sub copaci. Și de parcă nu ar fi suficient, meteorologii vin cu vești rele și în continuare. Deși termometrele vor indica până la 25 de grade Celsius pe întreg teritoriul țării, va continua să plouă și în următoarele zile. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de vijelie și grindină, precum și posibile inundații în lunca râului Prut. Comisia Electorală Centrală a început consultările cu Ministerul Afacerilor Externe pe subiectul secțiilor de votare care vor fi deschise în afara țării pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Reprezentanții celor două instituții s-au așezat la masa de discuții după ce ieri Curtea de Apel a obligat CEC să-și revizuiască decizia și să deschidă pentru moldovenii stabiliți peste hotare cel puțin 190 de secții de votare, așa cum a cerut Ministerul de Externe. Așa că timp de o zi, moldovenii din diaspora au rămas fără nicio secție din cele 146 decise de CEC. Magistrații Curții de Apel s-au expus după 7 ședințe de judecată și un șir de recuzări, iar mai multe partide care au contestat decizia instituției electorale și-au atribuit laurii. Cauza a ajuns și pe masa Curții Constituționale, dar a fost respinsă ca neîntemeiată. Comisia Electorală Centrală se opune din nou, deși a fost obligată de Curtea de Apel. Autoritatea refuză să examineze contestația blocului comuniștilor și socialiștilor privind utilizarea de către Partidul Acțiune și Solidaritatea a imaginei Maiei Sandu în campania electorală. CEC a atacat decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție. Anterior, reprezentanții BEC s-au cerut de la CEC să-i avertizeze pe cei de la PAS pentru că distribuie pliante cu poze ale șefului statului, ori folosirea în campanie electorală a simbolurilor de stat și imaginea oficialilor sunt interzise de lege. Potrivit socialiștilor, ar fi vorba de un tiraj de 100.000 de exemplare. PAS a negat acuzațiile, declarând că PSRM promovează minciuni despre Maia Sandu. Explozie de cazuri de COVID-19 în capitala Federației Ruse. Moscova se confruntă cu o nouă variantă a coronavirusului. Cel mai probabil este vorba de cea indiană denumită Delta, care este mai agresivă și mai infecțioasă, susțin autoritățile. Astfel, municipalitatea se așteaptă să fie anunțat cel mai mare număr zilnic de infectări de la începutul pandemiei. De altă parte, rușii refuză să se vaccineze. Se pare că o nouă mutație a coronavirusului face ravagii în capitala Federației Ruse, iar primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, suspectează că ar fi vorba de varianta indiană denumită Delta. Edilul susține că sâmbătă numărul cazurilor zilnice ar putea depăși cifra de 9.000, adică triplu cât era până la începutul lunii iunie. O astfel de dinamică este destul de neașteptată, așa cum mai mult de 60% dintre moscoviți ori au trecut prin boală, ori s-au vaccinat, iar asta e o parte destul de mare a populației. Desigur că așteptam să scadă numărul de cazuri, nu să crească.
ni rost, a sniženie zaboleваемости. Până acum doar 14% dintre moscoviți s-au imunizat cu cel puțin o doză de vaccin față de o rată de vaccinare de 11% la nivel național. Asta deși Sputnik V a fost disponibil încă din decembrie. Se întâmplă după ce în perioada 12-20 iunie locuitorii capitalei ruse au parte de o săptămână de vacanță din cauza numărului mare de infectări. Totodată primarul Moscovei a ordonat închiderea spațiilor de joacă și a centrelor comerciale. Sobianin a mai decretat vaccinarea obligatorie a angajaților din sectorul serviciilor. Aproximativ 60% dintre ei, adică 9 milioane de persoane, trebuie să fie imunizați până în 15 august. Din decembrie 2020, doar 19 milioane de ruși din cei 146 de milioane de locuitori au primit cel puțin o doză de vaccin, conform recensământului site-ului Gogov. În schimb, de aproape un an, se insistă pe eficiența Sputnik V, un vaccin dezvoltat de Rusia și disponibil de mai bine de 6 luni, dar neaprobat nici până astăzi de Organizația Mondială a Sănătății. Rusia a devenit joi cea mai afectată țară europeană de la începutul pandemiei, înaintea Regatului Unit, cu aproape 128.000 de decese asociate COVID-19. Revenim în țară, război la primăria Chișinău. Ion Ceban a creat un grup de lucru care va afla de ce subalternul său, Victor Chironda, ar fi lipsit nemotivat de la lucru timp de mai multe zile. Mirat de atitudinea primarului general, viceprimarul recunoaște că a absentat o perioadă, dar spune că s-a tratat de COVID, iar apoi a fost în concediu bine meritat. Grupul de lucru are la dispoziție 5 zile să prezinte un raport. Relațiile ostilității dintre primarul capitalei și viceprimarul Victor Chironda s-au accentuat zilele trecute după ce primăria a decis demolarea Hotelului Național, iar Chironda s-a opus. La câteva zile de la incident, Ion Ceban a decis crearea unui grup de lucru pentru a investiga motivele pentru care subalternul său ar fi lipsit nemotivat de la muncă, fără a specifica în ce perioadă ar fi vorba și câte zile acesta nu a venit la serviciu. Trebuie să lăsăm grupurile de lucru și oamenii care sunt responsabili să-și facă datoria. Am oferit oamenilor șanse pentru implicare în proiecte. Proiecte care, spre mare regret, astăzi sunt foarte întârziate sau nici măcar începute. De cealaltă parte, Chironda este surprins de crearea acestui grup de lucru pentru că până acum nimeni nu i-a vorbit despre vreo încălcare. El spune că după concediul medical luat când s-a îmbolnăvit de COVID-19 și-a mai luat alte 2 săptămâni din concediul anual. Mai mult decât atât, chiar eu cred că orele pe care le-am petrecut la serviciu sunt mult mai multe decât cele care se corespund conform legii. Nu a fost zi să ies de la serviciu mai devreme de ora 5. Foarte des rămâneam să lucrez până după ora 9-10. Grupul de lucru are la dispoziție 5 zile ca să prezinte un raport. Conflictele la primăria Chișinău au început marți, după ce Victor Chironda a cerut demiterea din funcție a arhitectorului șef Svetlana Dogotaru, pe care o acuză că ar permite agentului economic care vrea să demoleze Hotelul Național să încalce procedurile de elaborare a documentației de urbanism. În replică, Dogotaru a spus că viceprimarul este un incompetent. 4 tineri din Bălți au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi implicați în comercializarea drogurilor în nordul țării. Potrivit oamenilor legii, aceștia din luna ianuarie și până acum au creat magazine online prin aplicația Telegram, unde identificau cumpărătorii pentru substanțele interzise. Ulterior, pentru a evita contactul direct cu ei, plasau drogurile în diferite ascunzișuri. În urma perchezițiilor efectuate acasă și în mașinile suspecților au fost ridicate 57 de pachetele cu droguri, peste 19.000 de lei, carduri bancare și telefoane mobile de pe care erau administrate magazinele virtuale. Oamenii legii au inițiat o cauză penală, iar tinerii riscă până la 15 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați. Moment emoționant pentru 2 pompieri din Bălți și-au încheiat cei peste 25 de ani de activitate profesională sub jeturi de apă și aplauzele colegilor.
Salvatorii Victor Lefter și Vasile Scripcare au fost conduși într-un mod inedit de colegii săi, fiind scăldați în jeturi de apă în semn de respect și admirație pentru munca depusă și sacrificiul de care au dat dovadă pe parcursul anilor. Evenimentul a avut loc la Direcția Regională Căutare-Salvare numărul 2 din municipiul Bălți. Pe parcursul activității lor, cei doi pompieri au participat la numeroase operațiuni de descarcerare, de salvare de la înălțime și din fântâni. Astfel, bărbații au instruit mai multe generații de salvatori din cadrul instituției, deținând totodată și statutul de formatori. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!